Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Fericiți cei care nu vor fi fierți de viziile următoare, un mare val de caniculă peste cea mai mare parte din țară. Asta ne așteaptă până la sfârșitul săptămânii, ba chiar și peste weekend, temperaturi resimțite în zona de 47 de grade Celsius, citesc în București. Bucureștiul are și particularitatea asta, de la un moment dat încolo capătă propriul său climat. Asfalt, beton, prea puțină vegetație, multe mașini și ca atare, cam asta este ce se întâmplă. L-am sunat pe meteorologul Silviu Grigore. Bună dimineața, Silviu! Bună dimineața vouă și ascultătorilor Europa FM! Silviu, ce se întâmplă? Am citit, acum vreau să te întreb așa, dacă suntem cumva sub un soi de cupolă de temperatură înaltă, că am citit că există astfel de cupole de temperatură înaltă, persistente, peste mare parte din emisfera vestică. Și dacă ăsta este cazul și pentru România, sau e doar un alt val de aer cald saharian, cum se întâmplă de obicei? Este adevărat, pentru noi, hai să-i spunem a doua formulare. Într-adevăr, vorbim despre o masă de aer tropical venită dinspre nordul Africii, peste Marea Mediterană, a venit la pachet și cu niște praf saharian. Acesta este motivul pentru care cerul are o culoare atât de difuză, să-i spunem, un albastru foarte difuz, așa. Dimineața e portocaliu. Dimineața e aproape portocaliu, da. Este praful saharian. Depinde și de unghiul de incidență al razelor solare cu particulele respective. Dar, dincolo de acest lucru, într-adevăr, vorbim despre un val de căldură care continuă să se intensifice și care este foarte persistent, ceea ce înseamnă că această săptămână va fi cea mai caldă de până acum a anului. Deja s-au înregistrat valori ieri, spre exemplu, de peste 38 de grade, au fost 38,4 grade Celsius la umbră, accentuez, în sudul Banatului, la stația Băile Herculane, dar și în sud-vestul Olteniei, la Calafat. Temperaturile resimțite au depășit, așa cum bine spuneați și voi, 40 de grade Celsius și lucrurile nu se opresc. Aici spuneam că acest val de căldură se intensifică și, drept urmare, disconfortul termic pe care îl determină această masă de aer tropical va fi unul extrem, extrem de ridicat, de accentuat, în condițiile în care maximele vor fi astăzi până în jur de 39 de grade în sudul Olteniei, mâine, poi mâine, vineri, chiar spre 40 de grade la umbră în capitală. Ieri au fost aproape 37 de grade, așteptăm în zilele următoare 38, poate chiar 39 de grade. Cum bine spuneai, insula de căldură a orașului contribuie foarte mult la niște temperaturi pe care cu greu le vom putea suporta, spre exemplu, sub directa expunerea radiației solare în zona centrală, sunt cu mult peste 50 de grade. Apropo de acea cupolă de căldură, da. Stai să te întreb, asta se vor stabili cumva, credeți că se vor stabili noi recorduri de temperatură, cel puțin în București sau în alte părți din sudul României? Pentru luna iulie, recordul îl constituie cele 44,3 grade înregistrate pe 24 iulie 2007, atunci când a fost emis primul cod roșu de caniculă de către Administrația Națională de Meteorologie. Nu vom ajunge la astfel de valori în asta zilele acestea. Mai știu unde s-a întâmplat, unde au fost cele 44? La Calafat. La Calafat. Da. Dar pentru București, știți care este recordul de temperatură pentru București? Da, sunt peste 40 de grade, 41,5 grade, dar problema este că nu se vor atinge aceste valori în zilele următoare, însă valorile pe care le așteptăm se vor apropia semnificativ pentru zilele respective de valori record, adică pentru datele de 28, 29, 30 iulie sunt valori record în jurul la 40 de grade sau puțin peste 40 de grade. Valorile despre care vorbeam în sudul Olteniei, în sudul, sud-vestul Munteniei, se vor apropia de aceste valori. Și mai este un aspect extrem de important, acela al valorilor nocturne, care rămân de asemenea foarte ridicate, tot din cauza, bineînțeles, aerului tropical. Și vorbim despre nopți tropicale, acele nopți în care mercurul nu coboară sub 20 de grade Celsius, fapt ce evident contribuie la accentuarea disconfortului termic. Cât ține valul ăsta de căldură? Ține destul de mult. Ține până, pentru regiunile sudice, până la sfârșitul săptămânii, cel puțin. La finalul săptămânii mai scad un pic temperaturile în regiunile nordice, dar pentru sudul țării și ziua de luni și chiar marți vor fi de interes,
foarte probabil ca și luni, din datele pe care acum le avem la dispoziție, să atingem valori în jur de 39-40, chiar 40 de grade. Și apropo de acest val de aer cald de origine nord-africană, în sudul peninsulei balcanice, în Grecia, la finalul săptămânii, foarte probabil la debutul săptămânii viitoare, să se atingă valori de 44-45 de grade la umbră. Silviu, mai am o întrebare. Anticipați cumva, când o să se termine valul ăsta de căldură, anticipați ca sfârșitul să vină zgomotos, cu furtuni, cu cum se întâmplă, adică vine cumva vreo masă de aer rece? Foarte bine, această schimbare de masă de aer, sau în general schimbarea maselor de aer în anotimpul rece, atunci când o masă de aer înlocuiește o masă de aer mai caldă, se face cu accentuarea semnificativă a instabilității atmosferice, dar aceste fenomene pe care le generează accentuarea instabilității atmosferice nu vor fi de interes doar la finalul săptămânii și treptat la începutul celei viitoare, atunci când, într-adevăr, se va produce o schimbare de masă de aer, ci instabilitatea atmosferică se va manifesta și în zilele și în orele următoare, chiar pentru că astăzi, după amiază, în zonele montane și submontane, dar și prin Transilvania, în Maramureș și apoi în Moldova, vor fi astfel de manifestări care sunt determinate de dezvoltarea norilor convectivi, ce determină averse, chiar cu caracter torențial, descărcări electrice frecvente, grindină, vijelii. Vom avea parte de astfel de fenomene destul de severe în această după-amiază și spre seară, dar și în zilele următoare, mai ales la munte, în zonele submontane, în nordul țării, în centru, în nord-est. Iar săptămâna viitoare, într-adevăr, la debutul ei, atunci când lucrurile se vor schimba și din punct de vedere termic, instabilitatea atmosferică, da, va fi de interes mai întâi în nord și la munte și vor fi în unele zone furtuni destul de violente. Mulțumesc! Deci vremuri interesante. Da, și o vreme interesantă, important e dacă putem să ne ferim de ea cât putem, cât putem. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.